Bună, draga mea! Sunt Lunala! Dacă îți serbezi ziua de naștere pe 24 octombrie, ești entuziasmată de tot ceea ce faci sau, dacă entuziasmul dispare, pur și simplu încetezi să o faci. Plină de stimă de sine și de un scop, ești înclinată spre cooperare și compromis. Când trebuie să reunești oamenii pentru a atinge un obiectiv comun, ești capabilă să faci minuni. Ești idealistă, dar știi bine partea întunecată a naturii umane și, prin urmare, nu ești surprinsă dacă binele nu reușește să învingă răul. Tu ai două teme principale în viață: revelații dramatice, pe de o parte, și atenție dureroasă la detalii, pe de altă parte. Întrucât ești în mare parte o persoană analitică, ai o mâncărime de informa restul lumii despre descoperirile tale, surprinzător, adesea într-o formă interesantă și pompoasă. Cu toate acestea, nu faci niciodată expuneri concepute pentru scandal, ci mai degrabă, devii artist și profesionist serios cu activitatea ta, în special în ceea ce privește execuția tehnică a proiectelor. Tu îți controlezi impactul asupra celor care te ascultă sau te privesc. Ultima dintre calitățile tale este magnetismul personal, care îți permite să interesezi pe ceilalți în ceea ce faci. Semnul tău zodiacal aparține constelației Scorpion. Semnul zodiacal Scorpion este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: răbdare, independență, voință puternică, determinare, dorința de a studia secretele vieții și ale morții, prudență. Ești condusă de războinicul Marte. Acest patron ceresc îți oferă pasiuni și energie puternice. Curajoasă și activă, nu știi întotdeauna să-ți controlezi agresivitatea, ești energică și ești supusă unor emoții puternice, în special ești geloasă. O minte practică și capacitatea de a acționa îți asigură succesul. Voința și onestitatea ta pot degenera în mângrie și încăpățânare arogantă, iar setea de activitate, într-o mișcare constantă sub influența propriilor instincte, nu întotdeauna bune. Trebuie să-ți folosești starea de spirit a intelectului pentru a înțelege pe ceilalți și a colabora cu ei. Impulsurile excentrice ar trebui să fie reținute. Curajosul Marte controlează emoțiile tale, însă, răsplătindu-te cu pasiune, ți-a oferit și o minte puternică și plină de viață. Analiza intelectuală a fiecărei situații, combinată cu o voință puternică naturală, este secretul succesului tău. Ești capabilă să-ți frânezi propria agresivitate și emoționalitate. Cinismul și aroganța, mânia și sporovăiala, toate acestea sunt doar laturile opuse ale manifestării excesive a multor calități pozitive ale tale. Influența planetelor poate fi puternică, dar tu faci alegerea finală. Guvernatorul tău astral este Pluto, care determină legătura cu transformările și procesele mentale profunde, schimbări profunde ale personalității, psihanaliză, moarte și renaștere, dar și extrasenzorial. Planeta ta în exil este Venus. Aceasta este responsabilă pentru suspiciune, precum și încredere în atitudinea bună a celorlalți din jurul tău, pentru sinceritatea ta. Ești diferită de ceilalți scorpioni, în proporția ta de cooperare și compromis. Nu ești atât de fundamentalistă. Pentru tine, principalul lucru este rezolvarea conflictului într-un mod constructiv. Poți renunța la principii, cu excepția cazului în care problema se referă la lucruri esențiale. Ești un inovator. Faci constant câteva descoperiri, dar nu este surprinzător. Ideile tale sunt adesea inspirate de la alții. Ești capabilă să domini cercul familial și social. În ciuda faptului că ai o natură foarte persistentă, care are întotdeauna ceva de spus celorlalți, îți poți exprima sentimentele fără cuvinte. De fapt, calitatea ceea ce face vorbește de la sine, fără a fi nevoie de publicitate suplimentară pentru a-ți construi încrederea. În efortul de a îmbunătăți totul, iei în considerare cele mai mici detalii ale activității tale. Dacă ești părinte, atunci vei fi fără îndoială conștientă de toate aspectele vieții copiilor tăi și,
Ca prietenă și iubită, ești foarte atentă la obiectul cultului tău. De fapt, perechea goală de dramă și scrupulozitate este foarte strânsă în viața ta, deoarece capacitatea de a exprima o astfel de opinie atât de convingător se bazează pe mulți ani de studiu dificil al vieții și, desigur, experiență personală. Foarte rar comentezi lucruri despre care știi puțin sau nu știi nimic. Prin urmare, nu-ți place înșelăciunea și distingi ușor între informațiile prețioase și cele dubioase. Din păcate, cu tine este foarte dificil să coexiste cineva cotă la cot mulți ani. Cei care sunt aproape de tine ar trebui să înțeleagă nevoia ta de a te preda pe deplin lucrului și de a nu percepe aceste lucruri ca fiind o indiferență față de ei înșiși. Cu toate acestea, dacă începi să nebunești pentru cineva, îți muți de bunăvoie îndatoririle către ceilalți. Chiar dacă competența lor este îndoielnică, ceea ce creează uneori probleme de natură opusă, ar trebui să încerci să eviți o poziție dominantă față de cei dragi, deoarece aceste lucruri poate provoca ostilitate și furie în ceilalți, transformându-se adesea în dezacorde deschis și chiar în rebeliune. Reducerea impulsurilor de gelozie și obsesie este de asemenea necesară dacă încerci să dezvolți în continuare relațiile din viața ta personală. Poate că ar trebui să recunoști faptul că atenția critică asupra detaliilor nesemnificative ale vieții pune prea multă presiune asupra celorlalți și că cel mai bun antipod pentru stres este distracția. Te distingi față de alții nativi din Scorpion prin astfel de trăsături speciale: ești sexy, rezonabilă, agresivă, înțeleaptă, intolerantă, senzuală. Ai o natură fermecătoare, pasională și atractivă. Ești înconjurată constant de fani care luptă pentru atenția ta. Ești amoroasă și romantică. Te predai simțurilor fără a privi înapoi. Ești gata pentru orice pentru iubitul tău. În timp, devii geloasă și solicitantă. Cum afectează data de 24 octombrie soarta ta? Încă de la naștere ești însoțită de noroc fenomenal, fericire și succes. Universul te-a înzestrat cu talente de neegalat. Ești mereu în centrul atenției și îți câștigi cu succes locul sub soare. Semnul agil al Scorpionului îți oferă sănătate bună, spirit puternic, energie interioară colosală. Ești puternică atât fizic, cât și mental. Te străduiești întotdeauna să te prezinți în cele mai bune tonuri, ai obiceiul de a fi sarcastică și patetică, de a vorbi publicului și de a efectua acte demonstrative, sfidătoare. În plus, ai trăsăturile unui înțelept, nu vei vorbi niciodată despre ceea ce ești slab pregătită și despre ceea ce nu știi. Cuvintele goale și înșelăciunea nu sunt pentru tine. Vei fi întotdeauna în centrul atenției atât în echipă, cât și în cercul de prieteni și, uneori, dincolo de el. Perfecționismul este fără îndoială calitatea de lider pentru tine. Dacă ți-ai stabilit un obiectiv, te străduiești pentru tot ce este mai bun în viață. Poți ocupa poziții înalte, nu tolerezi neglijența. Ca soție, nu ești potrivită pentru toată lumea. Nu este ușor să fii lângă o persoană pentru care autorealizarea este întotdeauna în prim plan. Dar, îndrăgostindu-te până peste urechile tale, vei găsi cu cine să-ți împarți îndatoririle oficiale. Trebuie să înveți să realizezi că toți oamenii sunt egali în drepturi. După ce vei fi aruncată toate obiceiurile dictatorului, îți vei da seama unde se află fericirea reală. Dragoste și compatibilitate. Dragostea este temelia lumii tale. Nu poți suporta singurătatea și te simți cel mai bine cu partenerul. În ciuda loialității tale excepționale, gelozia și posesivitatea îți pot complica serios relația. Perechea ideală pentru tine este unul dintre reprezentanții constelației Pești, Rac sau Taur. Bărbatul Pești este la fel de senzual, dar ușor inferior nivelului tău de conducere, îți va deveni un însoțitor fidel, capabil să stingă temperamentul tău excesiv. Bărbatul Rac este gata să dea mai multe decât să primească, este potrivit pentru tine, va aprecia misterul și noblețea ta. Cu bărbatul Taur ai o compatibilitate sexuală excelentă și opinii similare asupra familiei.
Cel mai dificil lucru pentru tine va fi să construiești o relație cu reprezentanții constelațiilor Berbec, Leu și Scorpion. În oricare dintre cazuri, ca doi lideri născuți, veți lupta constant pentru putere în cuplu, ceea ce va duce mai devreme sau mai târziu la finalizarea romanului. Nimeni nu va dori să facă concesii sau să depună armele. Cu toate acestea, în aceste cazuri este posibil un roman scurt, dar viu și pasional. Bărbatul gemeni este independent și instabil, iar tu ești neobișnuită de geloasă. Cu alte cuvinte, această alianță este un adevărat amestec exploziv. Multe lucruri te pot lega de bărbatul fecioară, în primul rând caracteristici comune precum onestitatea, dorința de dreptate, simțul datoriei. O astfel de uniune se bazează pe iubirea, prietenie, sprijinul și asistența reciprocă. Cu bărbatul balanță toate opțiunile existente pentru relații sunt posibile, de la prietenie la cooperare și de la ură la iubire. Uniunea cu bărbatul săgetător este pasională și furtunoasă, dar rareori lungă și de durată. Cel mai greu lucru pentru tine este să înțelegi și să erți dragostea lui de libertate. Într-o relație cu încăpățânatul Capricorn, există pasiune, dragoste și respect reciproc, dar nu poate fi numită liniștită. Cu bărbatul vărsător este o legătură emoțională foarte dificilă. Pe de-o parte, aveți o compatibilitate sexuală excelentă, tu ai suficientă fervoare și pasiune pentru doi, dar el aduce imprevizibilitate relației voastre, nu vei putea ierta trădarea. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești o persoană entuziastă. Îți prezinți rapid ideile, folosești activ oportunitățile oferite pentru atingerea obiectivelor. Prioritățile și direcțiile de activitate se schimbă destul de des. Pentru tine, acest lucru este complet natural, pentru că nu-ți place ceva care nu provoacă interes și necesită tensiune. Ești idealistă, dar în același timp, înțelegi că nu toate pisicile sunt negre. Când binele în viața de zi cu zi nu cucerește răul, nu ești surprinsă, nu ești supărată. Tu crezi cu tărie că viața continuă. Ai o mentalitate analitică. Aceste lucruri determină în mare măsură sfera intereselor tale profesionale. Te regăsești în jurisprudență, știință. Poți deveni cercetător, jurnalistă de investigație. Lucrezi mai confortabil sub conducerea unui lider liberal. Tu nu te potrivești cu un regim strict și cu un control strict. Pentru a construi o relație de serviciu cu tine este necesar să ți se respecte principiul, principalul lucru este rezultatul. Sănătate și boli. Stresul este principalul tău inamic. Poți avea dificultăți grave asociate cu apariția unor situații stresante atât pentru tine cât și pentru cei dragi. Pentru a găsi pacea, trebuie să găsești o modalitate de a-ți planifica în mod regulat vacanța, de a te relaxa de la muncă și de a separa problemele de serviciu de odihnă. Din punct de vedere fizic, ar trebui să eviți distracțiile sexuale excesive de tot felul. La nivel emoțional, abține-te de obsesie și gelozie. Ai nevoie de un dormitor confortabil, nimic nu trebuie să te deranjeze noaptea. În ceea ce privește nutriția, nu ai prea multe restricții, dar nu trebuie să uiți de activitatea fizică zilnică, astfel încât spatele, organele interne și tenul să rămână în formă perfectă. Destinul și norocul. Universul ți-a dăruit o personalitate strălucitoare. La naștere, ți s-a oferit condiții excelente pentru viață, fericire și succes. Ai o vitalitate puternică, sănătate bună. Te poți afirma cu succes în teatru, literatură și muzică. Vei avea mereu patroni excelenți, ceea ce te va ajuta la obținerea unei poziții înalte în viață, înconjurându-te de confort și lux. Sfaturi pentru tine. Tu iubești și știi să domini. Devii cu ușurință lider în familie, companie, echipă. Nu deveni un despot pentru cei dragi și pentru colegi. Învață să percepi lumea așa cum este. Nu trebuie să înțelegi totul sau să-i controlezi pe toți. Gelozia este grea dacă devine o modă de viață. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine,
Pe locul 2, ca importanță după sex, sunt cadourile. Într-o asemenea măsură încât ți le faci în mod regulat singurică. Dar aceste lucruri nu scutește pe cei dragi de nevoia de a-ți oferi cadouri pentru și fără motiv. Dar dacă ți lipsește un cadou, atunci resentimentele și reproșurile nu vor fi suficiente până la sfârșitul vieții. Nu contează că cineva se roagă pentru păcatul său cu o grămadă de cadouri, acestea sunt alte daruri. Nu vei privi cu ochi buni niciodată un cadou fără ambalaj, iubești secretul. După ce ai primit un cadou, tu nu-l deschizi imediat. În primul rând, vrei să te bucuri de el în particular. În al doilea rând, vrei să prelungești misterul. Nimeni nu va greși dacă îți cumpără lenjerie super elegantă. Ești destul de mercantilă și preferi cadourile semnificative. Și dacă sunt și ele cu semnificație și sens ascuns, atunci nu există ceva mai bun. Aparținând celui mai misterios semn al zodiacului, ești foarte fericită de darul asociat cu misticismul. Energia fascinantă și inconsecvența caracterului implică nevoia de intrigă și originalitate din partea celor dragi. În caz contrar, îți pierzi pur și simplu interesul pentru ceilalți. Un cadou neobișnuit cu un indiciu de erotism va fi adecvat. De exemplu, lenjerie neagră din piele sau latex, îmbrăcăminte și accesorii confecționate din piele autentică, mănuși, curele, genți elegante. Atunci când ți se aleg haine, este important să ghicească dimensiunea. Cea mai bună cale de a ieși din situație ar fi un plic cu bani sau un card cadou către un magazin de încălțăminte, un butic cu haine la modă. La fel de bine un cadou poate fi un bilet pentru o sesiune ezoterică, o cutie imensă cu un set magic, o figurină de cristal. Merită ca cel care oferă să aibă grijă în prealabil de ambalarea cadourilor. De exemplu, o cutie de catifea nu este suficientă pentru un colier cu perle. Este mai bine să fie înfășurată în hârtie roșie și legată cu o panglică neagră. Un smartphone, o tabletă este un cadou bun pentru tine. Cu condiția ca acest gadget să fie complet absent din inventarul tău sau să fie actualizat. Nu este necesar să spun că trebuie să aleagă cele mai noi modele, îmbunătățite și funcționale. La prima vedere, poți părea oarecum sumbră, dar nu este așa. Ești atât de energică și de sexy, încât după ce ai primit un cadou cu adevărat uimitor, ești capabilă să-l răsplătești pe cel care dăruiește într-o manieră unică pentru el. Prin urmare, este mai bine să ți se aleagă cadouri pe teme marine sau de apă. Culoarea prezentărilor poate fi diferită, dar este mai bine să acorde preferință albastru, cian, turcoaz, violet, verde. Un inel cu acvamarină sau turcoaz este un cadou minunat pentru tine. Produse de blană, paltoane de blană scurte, pantofi cu garnituri de blană, diverse accesorii decorate cu blană le vei aprecia. Nu vei renunța la lucrurile cu dantelă, poate fi fie o față de masă cu dantelă, fie un set de lenjerie franceză scumpă. Este clar că toate recomandările sunt destul de arbitrare. Cel ce dăruiește trebuie să se gândească la ce cadou este cel mai bine să ți ofere. Stelele doar adaugă câteva sfaturi. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.